Cei care s-au născut în zodia săgetătorului vor avea între 10 și 11 august dimineața un moment în continuarea zilei de 9 august bură. Vor fi veseli, simpatici și plini de viață, optimiști, încrezători, se vor simți bine din punct de vedere organic. Între 11 august după ora 8.30 dimineața și 13 august după amiaza, Restricții mai mari sau mai mici, de ordin bănesc, fiscal, financiar, în general. O nemulțumire, o enervare, o chestiune care nu se rezolvă, complicații bănești care trenează, relații cu instituțiile destul de complicate, nu ajung acolo unde trebuie. Dialogul cu cei îndrept să dea o rezoluție, să găsească o rezolvare, nu se poate purta cum trebuie, cum se cuvine sau nu se poartă deloc. Nu găsesc omul, ghișeul e închis, e în concediu, cel rămas în locul celui plecat în vacanță, nu-și asumă răspunderea sau nu-și vede capul de treburi, situații stupizenii care fac viața complicată. Mai neplăcut este dacă nu pot să ia documente, aprobări, avize la timp și atunci începe un lanț al amânării și al tergiversării care poate să creeze și alte. Situații, alte disfuncții. Între 13 august, după ora 18:30, și 16 august dimineața, informații care îl pot destabiliza, vești surprinzătoare, situații inedite, evenimente la care este martor, dar care au un puternic impact asupra sufletului și conștiinței lui ipostaze prin care el însuși trece de tipul incident-accident. Ar putea fi vorba și de situații speciale, generic vorbind, în care s-ar putea afla un săgetător dacă este într-o călătorie, într-o expediție, la drum, undeva, și trece prin întâmplări nemai văzute, nemai povestite, stai să vezi prin ce am trecut. Toate acestea, sunt posibile sau chiar sunt intensificate, nu doar generate, de faza lunii pline învărsător care se va produce pe 15 august. Aceasta însă nu va opera doar asupra casei a treia pe care am conturat-o adineauri, ci și asupra casei a noua, idealuri, conștiință, atașamente. Acolo se află în tranzit patru planete prin zodia leului. Spun patru pentru că începând cu 11 aprilie în acest sector își va face apariția și planeta Mercur, care este interesantă, utilă și necesară, am spune, tuturor evenimentelor care au o legătură cu casa a noua, pentru că este vorba de idei, comunicare, învățare, transmitere de informații, gând rostit, sau exprimare liberă a conștiinței, a crezului, a voinței, a idealului. În felul acesta, luna plină poate să-i pună la încercare sau să creeze o situație de oarecare urgență sau de o importanță reală care să îi pună în situația de a reacționa, de a da un răspuns, de a avea o opțiune, de a avea o tresărire existențială, de a nu sta inerți ca și cum ar fi niște spectatori plictisiți și prin fața lor trec imagini banale de viață. Din potrivă, ei sunt incitați, sunt Implicați în tot felul de evenimente care trebuie să rezoneze cumva și cu ceea ce cred, ce știu, ce-și doresc în viață, cu conștiința lor, cu universul lor de înțelegere. Pentru unele persoane, toate acestea pot să aibă o legătură cu eforturile lor de a se detașa de un nivel pe care îl denumesc sau îl consideră mediocru în care se află. Simt că se zbat într-o stare de neputință. Vor mai mult de la ei, dar nu pot să facă ceva concret. Fac o serie de demersuri, dar acelea se lovesc de ziduri goale. Bat la uși închise și așa mai departe. Acum se întâmplă ceva care le permite să acționeze, să meargă mai departe, să progreseze, să valorifice, să se bucure, să fie în situația de a da curs unor situații care. Să le ofere posibilitatea să performeze, să își consolideze statutul, să se împlinească, să aibă succes, să-și vadă visul împlinit. Sigur, e mult de spus, dar unor alii se și poate întâmpla cu o legătură posibilă ce privește străinătatea. Dar legătura cu străinătatea nu este o condiție, nu este obligatorie. Poate că această împlinire de sine se petrece doar dacă pleacă din țară sau părăsesc orașul în care se află acum. Dar, cum spuneam, nu este o condiție obligatorie. Se pot realiza și rămânând aici în țară. Moment de succes, moment de mare rezonanță lor cu niște situații care le indică un fapt de viață ce corespunde întru totul viziunii lor. Așa ar vrea și ei să facă, așa ar vrea și ei să procedeze, simt că trebuie să fie acolo, nu au răbdare, nu se mai tolerează pe ei într-o stare de amorțeală sau dezinteres față de niște evenimente. Îi cheamă acolo, trebuie să fie activi, trebuie să se implice, chiar dacă uh, aceste preocupări sau aceste activități nu țin de sfera profesională, ci de o alta, paralelă, care presupune fie o activitate colaterală, fie un hobby, fie o alternativă, fie o încercare, o tentativă de a vedea dacă într-un alt tip de activitate ei sunt la fel de buni de performanță și dacă acea activitate într-adevăr le aduce satisfacția sperată. Începând cu 16 august, după ora 7 dimineața, luna se va afla în sectorul casnic, domestic și al relațiilor cu părinții, pe fondul lucrurile sunt bune, drăguțe, banale, blânde, calme, așezate, cumpătate sau cel puțin fără niciun fel de factor de stres ca în alte dăți. Începând cu 13 august, Uranus va intra în mișcare aparent retrogradă și va introduce o premisă de care trebuie să se țină cont de acum până pe 10 ianuarie 2020. Este vorba de posibilele tulburări modificări, schimbări, alterări ale regimului uh, profesional curent, locul de muncă. Acolo unde își iau salariul, se vor petrece tot felul de schimbări. Nu toate le vor conveni, nu toate vor fi simple și nu toate vor putea fi ignorate sau acceptate, așa cum și ar dori. S-ar putea ca uneori ele să devină intolerabile sau să devină profund deranjante și nemulțumitoare, dar ei să nu aibă soluție și răspuns, și atunci se vor zbate într-o stare de revoltă și de nemulțumire. Vom vorbi de multe ori despre acest context. Este bine să se țină cont de faptul că, de-a lungul următoarelor săptămâni și luni, vor avea parte de niște provocări, și multe dintre acestea vor avea ca prim impact sau ca prim efect vizibil, latura salarială și cea financiară. Acolo lucrurile vor avea la rândul lor de suferit de pe urma unor decizii, restructurări, reorganizări sau modificări de statut. Fie locul de muncă, fie volumul, fie responsabilitatea, fie felul în care se va aplica. O lege a salarizării, ori măsurile pe care le vor lua șefii acelei instituții ce sunt ca să eficientizeze munca. Și una dintre primele măsuri ar putea să fie tăierea unor beneficii, indemnizații, bonificații care contau pentru echilibrul lor financiar. Și atunci iau în calcul schimbarea unui loc de muncă. Dar așa cum spuneam adineuri, această schimbare nu poate să fie făcută repede, simplu, sau poate să fie făcută, dar nu într-un chip avantajos. Nici social, nici profesional, nici salarial.